Primul martor audiat a fost administratorul de la Uvertura Mall, Monica Sandu. Aceasta a derulat firul lucrărilor de la Mol. A precizat că inițial a fost manager de proiect, iar mai apoi a devenit administrator. Judecătorul a întrebat-o detalii despre valoarea redevenței și despre motivele care au stat la baza solicitării de diminuare a prețului inițial de concesiune. Aceasta a precizat faptul că terenul a fost concesionat în anul 2006 și s-a solicitat prelungirea autorizației de construcție pentru încă 2 ani prin intermediul unui act adițional. Interesant este faptul că din start a existat o scrisoare de garanție de 1.050.000 de euro, iar în cazul în care nu se finalizau lucrările, aceasta putea fi executată. Surpriză însă, lucrurile nu s-au finalizat la termen și totuși, scrisoarea de garanție nu a fost încasată de către primărie. De ce? Pentru că în consiliul local s-a aprobat un proiect de hotărâre pentru prelungirea cu 18 luni a lucrărilor. Monica Sandu, administrator Uvertura Mall, a recunoscut că este prietenă de familie cu Flutur. Se cunosc de la alegerile din anul 2004, iar în anul 2011 a lucrat la Hotel Rapsodia, unde Gabriela Flutur, soția primarului Cătălin Flutur, era administrator. În fața judecătorilor au depus mărturii și foștii consilieri locali Valentin Guraliuc și Sergiu Burlacu. Cei doi au activat în Consiliul Local în intervalul în care au fost supuse aprobării proiectele ce vizau concesiunea terenului de la MOL, respectiv diminuarea redevenței pentru teren. Valentin Guraliuc a precizat că nu și amintește foarte multe detalii din perioada în care a aprobat aceste proiecte și că votul se baza pe rapoartele de specialitate întocmite de către departamentele din primărie. Cel de-al treilea martur audiat, Sergiu Burlacu, fost consilier local, a menționat că i s-a părut de bun simț să aprobe proiectul pentru scăderea redevenței, în condițiile în care investitorul nu obținea venituri în perioada construcției molului, apărarea celor cinci inculpați, respectiv Cătălin Flutur, Adriana Zeicianu, Ioana Postu, Mihaela Gontineac și Cezar Puiu, a solicitat judecătorului efectuarea unei expertize tehnice. Aceasta a fost aprobată cu anumite obiecții. Un evaluator urmează să stabilească prețul corect de concesiune al terenului pe care a fost construit molul de la Botoșan. Prin diminuarea redevenței pentru terenul de la mol, primăria ar fi fost prejudiciată cu peste 2 milioane de lei. Următorul termen al procesului este pe 24 aprilie.